Doamna primar, 20 de ani de când promovați rodul pământului la Cumpăna, pe ce puneți accentul anul acesta? Este anul cel mai greu din punct de vedere financiar pe care noi i-am străbătut de-a lungul celor 20 de ediții. Nu spunem că totul vine ușor și nu ne plângem, pentru că noi vrem să punem în valoare pământul și roadele pământului, oamenii care muncesc acest pământ și care aduc pe mesele noastre pâinea cea de toate zilele. Dacă nu am fi avut sponsorii care vin și din afara comunei Cumpăna, cu siguranță nu ne-am fi putut prezenta la acest moment, așa cum a fost aprobat în perioada 28-29 septembrie, prin hotărâre de Consiliu Local. Este, dacă vreți, o sarcină sau o datorie sacră a noastră, a administrației publice locale, de a nu ceda în fața greutăților și de a duce mai departe munca înaintașilor noștri. Pentru că, vedeți, și dumnealor, ani, sute de ani în urmă, au muncit de a păstrat acest pământ sfânt, de l-au cultivat, de l-au făcut să devină mai mănos. Oare noi nu putem să punem în valoare? Niciodată nu vom face pasul înapoi, indiferent că nu avem invitați de marcă, că nu avem artiști consacrați, fie de muzică populară, fie de muzică ușoară, că nu vom avea artificii, că nu vom avea acea plăcintă care atinsese, depășise 86 de metri lungime. Credeți-mă, sunt sacrificii pe care noi le facem în detrimentul poate a calității, dar sufletul ne este curat. Sufletul de a pune în valoare această manifestare este împlinit și mulțumim bunului Dumnezeu că este vreme însorită și rugăm pe bunul Dumnezeu să ne apere nu doar comuna Cumpăna, întreaga țară, de vitregiile naturii. Este firesc să vedeți că oamenii au pus suflet și au venit și mai inovativ, cu și mai multă dăruire, de a încerca să pună accent și pe aspectul estetic al amenajării acestui spațiu. Tocmai de aceea le mulțumesc din suflet, dar mulțumesc și expozanților care, deși știau că nu este o activitate de mare amploare, au acceptat și au venit și au spus nu. Locuitorii vor veni pentru a se întâlni, pentru a comunica, pentru a se înveseli unii cu ceilalți, prin simplu fapt că pot să-și aprovizioneze și cămările de iarnă, dar pot să se reîntâlnească cu cei dragi. Bineînțeles că administrația publică locală și-a păstrat tradiția de a expune la proțap un berbecuț, un purcel, în fiecare zi să avem proțapul în funcțiune, dar niciodată nu voi ceda la premierea celor mai buni gospodari ai comunei și au selectat colegii funcționari locali un număr de 27 de gospodari de pe cele 112 kilometri de străzi din localitatea noastră, 186 de străzi, și în același timp vom premia copiii nou născuți în această perioadă, tinerii care au împlinit 18 ani, este o tradiție la noi și vreau să vă spun că această premiere va avea loc atât astăzi cât și mâine. Însă noi avem de premiat sportivii care au obținut rezultate extraordinar de frumoase atât la concursurile naționale cât și la cele internaționale. Aceasta este aprobare prin hotărâre a Consiliului Local, ceea ce permite legiuitorul noi să putem să realizăm. Sumele sunt simbolice și oricum este bucuria copilului, tânărului, elevului, care își aude numele și vede că îi este răsplătit efortul. Dar în același timp eu le mulțumesc și părinților care, după cum vedeți, îi urmăresc și îi aduc atât la sport, dar cât și la viața culturală, fie că sunt dansuri populare, dansuri sportive, școala de balet a reînviat din nou și a reluat activitatea, deci este firesc să ne bucure și să putem continua acest lucru. Este prea mică suma pe care o avem de cheltuit cu aceste activități de premiere ca noi să nu o realizăm. Am renunțat la acel
concurs de cea mai mare plăcintă dobrogeană ca să putem efectua premierea. Cred eu că e mai de folos. Așa. Este prima oară când venim. Foarte frumos. Încântat. De unde sunteți? Din Constanța suntem. Dar niciodată n-am venit până acum. Prețurile cum vi se par? Băi, prețurile sunt pentru orice om care vine. Are de unde alege și prețul e pe măsura muncii oamenilor. La zilele recolte ale comunei noastre de aici, din comuna Cumpăna, suntem cu miere de albină, cu mai multe sortimente, cu preparate din miere, polen, propolis, fagure, căpăceală, pe bază de miere de albină, tot ce este al stupului. Avem sortimentele de miere, mierea de salcâm, mierea din tei din partea Tulcei, unde mergem la Niculițel, avem o miere foarte bună, iar o păpădie, poliflora, păducelul nostru, sortimente de miere care sunt bune pentru oameni. Oamenii ne cunosc, vin foarte mulți din Constanța, pentru că ne găsesc în fiecare an și ne cunosc. Avem etichetate borcanele, care ei când cumpără ne sună înainte dacă suntem prezenți, pentru a cumpăra. Am venit astăzi la această mare sărbătoare, produsele noastre, familiei noastre, pe care le producem în stupina noastră, și am venit să vă prezentăm produsele noastre culese din florile Dobrogei. Avem miere de salcâm din pădurile Limniței, avem miere de lavandă din comuna Castelu și, în ultimul rând, miere polifloră, florile comunei Poarta Albă. Îndemn pe toți consumatorii să consume sănătos și local, pentru că noi suntem cei care am ales să rămânem aici, în țara noastră, să construim frumos. Am gustat astăzi poate cel mai proaspăt must produs aici în comuna Cumpăna. Vreți să ne spuneți cu ce sortimente de vin vă prezentați la târg? Da, noi acum avem un vin de anul trecut, anul acesta încă fierbe vinul. La sfârșitul octombrie o să prezentăm vinul de anul acesta. Anul ăsta este un an foarte greu, strugurii s-au copt foarte devreme și noi ne rugăm să avem must și la sfârșitul octombrie, dar acum depinde de cultura care o vom avea. De cât timp se ocupă familia dumneavoastră cu această afacere? Cam de 10 ani, toată familia, de la mic la mare, toți suntem la muncă și ne mândrim cu asta, facem ce ne place. Aveți un secret, așa, o rețetă aparte pentru vinul care vă caracterizează, ceva aparte după care să-l recunoască clienții? Da, avem și după vin și vinul, ca orice bucătăreasă, cum este mâncarea bună, așa facem și mustul de la an la an, clienții ne caută, drept dovadă că sunt mulțumiți cu ceea ce ieșim pe piață. Ce ați pregătit astăzi aici? Avem 25 de metri de mâncare, după cum vedeți, încolo, încoace. Avem scărițe de porc, ciolan de porc, afumături mici, gârnați, ceapă de porc, pastramă de berbecuț, tăiat de noi. Aici avem frigărui de porc, frigărui de pui, ciupercuțe, ceapă de porc, bulzi, lipii făcute în casă. Și ce se vinde cel mai bine până acum? Toate se vând bine. Este prima dată când veniți la Cumpăna? Ei, asta e al 10-lea an de când vin, să știți. Direct de la producătorul tatăl. Usturoi Benone, Buzău, să știți. Înseamnă că vă știu deja clienții de la Cumpăna. Corect, mă cunoaște tot, oricine vine la mine trage, să știți. Că am usturoi foarte bun. Recolta cum a fost anul acesta? Mulțumim, domnule, a fost bună, să știți. Foarte bună a fost, să știți.